Comisia Europeană a aprobat marți modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României în valoare de 28,5 miliarde de euro. Asta a transmis Ministerul Fondurilor Europene. Într-o postare pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu afirmă faptul că guvernul a onorat promisiunea făcută românilor, aceea de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Comisia Europeană confirmă oficial că am onorat promisiunea făcută românilor de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Odată cu aprobarea modificării Planului Național de Redresare și Reziliență al României, de astăzi scăpăm definitiv de coșmarul introdus cu cinism în document de USR, care ar fi dus la înghețarea punctului de pensie până în anul 2070, spune premierul. Marcel Ciolacu afirmă că tocmai de aceea s-au bătut să treacă prin Parlament noua lege a pensiilor, validată ca sustenabilă pe termen lung de experții Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene, o lege care face dreptate pentru milioane de pensionari. Înlăturăm în acest fel inechitățile dintre pensionarii care au contribuit și au muncit la fel și asigurăm garanția că veniturile pensionarilor vor putea crește și în viitor, corelate în mod legitim cu performanța economică a țării. Aceasta este una dintre obiectivele mele esențiale în mandatul meu de premier. Creșterea economică a României să ajungă în principal la români care au cea mai mare nevoie de protejarea nivelului de trai, a mai spus premierul Marcel Ciolacu. Prin Repower EU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 milioane de euro. Capitolul Repower EU cuprinde două noi reforme și 7 investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde. Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% din fondurile disponibile pentru măsurile care sprijină obiectivele climatice. Totodată crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5% la 21,8%. Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul 2 din Regulamentul de instruire a mecanismului de redresare și reziliență. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare. Totodată, noul plan nu se va mai regăsi limitarea de 9,4% din PIB cu privire la sistemul public de pensii, relatează gmedia.ro.